Oh.
la Ierusalim după obiceiul sărbătorii și sfârșindu-se zilele pe când se întorceau ei, copilul Iisus a rămas în Ierusalim și părinții lui nu știau. Și socotind că este înceata călătorilor pe drum, au venit cale de o zi, căutându-l printre rude și printre cunoscuți. Și negăsindu-l, s-au întors la Ierusalim căutându-l. Iar după trei zile l-a aflat în templu, șezând în mijlocul învățătorilor, ascultându-i și întrebându-i. Și toți care l-au rugat se minunau de priceperea și de răspunsurile lui. Și văzându-l rămaseră uimiți, iar mama lui a zis către el: Fiule, de ce n-ai făcut nouă așa? Iată tatăl tău și eu te-am căutat îngrijorat. Și el a zis către ei: De ce era să mă căutați? Oare nu știați că în cele ale tatălui meu trebuie să fiu? Dar ei n-au înțeles cuvântul pe care l-a spus lor. Și a coborât cu ei și venind în Nazaret, cine era supus. Iar mama lui păstra în inima ei toate aceste cuvinte. Și Iisus părea cu înțelepciunea și cu vârsta și cu harul înaintea lui Dumnezeu și înaintea oamenilor. Slavă!